Joi, pe 6 ianuarie, vor avea loc slujbele religioase prilejuite de sărbătorirea botezului Domnului Isus Hristos, numită și Bobotează. Atât pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, cât și pentru respectarea normelor legale în vigoare, Jandarmeria Argeș a dispus măsuri de supraveghere a desfășurării activităților care vor avea loc în apropierea lăcașelor de cult. În vederea respectării măsurilor sanitare pentru desfășurarea activităților religioase, preoții vor oferi sticlele cu aghiazmă tuturor celor prezenți. Jandarmeria Argeș, alături de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, face apel către toți cetățenii să poarte masca de protecție și să respecte distanțarea fizică față de celelalte persoane prezente, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor.